În una din emisiunile trecute v-am povestit despre o familie a căror părinți au hotărât să nu mai plece din Moldova, ci să trăiască acasă, lângă copii. Să știți că și în familia Vrâncean, tatăl care a lucrat mai mulți ani în Moscova, s-a angajat pompier în localitatea sa și este fericit să vadă cum îi crește cel de-al treilea fecior și să se implice în educarea celor mai mari. Probabil ideea și decizia de a avea trei copii a venit cumva spontan, cu timpul, atunci când ați format o familie. Cum v-ați decis să aveți tocmai trei copii, trei băieți? Asta a vrut Dumnezeu, nu noi am decis. A fost primul, pe urmă, peste 3 ani a apărut al doilea și chiar n-am crezut că o să mai fie și al treilea, dar așa a vrut Dumnezeu și a apărut în familia noastră. Credeam că o să fie fetiță, chiar toți am dorit o fetiță. Dar, așa a vrut Dumnezeu, este un băiețel foarte cuminte. Înainte ca să fiu însărcinată, sau înainte să aflu că sunt însărcinată, am avut un vis foarte interesant, foarte straniu și de ce așa l-am numit Rafael? Pentru că în visul acela era așa numit Rafael. Și pe urmă, când am aflat că sunt însărcinată a treia oară, am înțeles că ceva a însemnat acest vis. Satul Lipnic din raionul Locnița, unde au decis tinerii să întemeieze propria familie, are un istoric colorat, despre care băieților li se spune la școală. Poate de aceea Vlad, băiatul mai mare al familiei, este atât de inspirat de domnitorul Ștefan cel Mare. Cine a fost Ștefan cel Mare? Ștefan cel Mare a fost un domnitor al Moldovei. Dar de unde știi atât despre dânsul? Ce a făcut el în satul vostru? El în satul nostru a luptat în 1470. Și cum a luptat? Ce s-a întâmplat? El a învins. Pe cine? Pe tatari. Și tu cum crezi? E bine să învingi tatari? Bine. Să nu fost Ștefan cel Mare, eu nu eram pe fața pământului. Vlad a ținut să ne spună și o poezie despre timpurile străvechi, compusă de profesoara sa. Aici la Lipnic dragă, ni mama și ni casa, aici la Lipnic sfântă, ni slova cea aleasă, aici la Lipnic Ștefan, cu mare vitejie, a biruit tătarii în crunta bătălie, aici la Lipnic curge cu bolta-n valelin, de parcă povesti al satului destin. Am înțeles că băieții frecventează toate cercurile posibile și imposibile. Cum i-ați convins să meargă? Ne străduim tot timpul liber ca să aibă ocupații, adică nu îi supraîncărcăm, dar merg la tot ce le place. Merg la dansuri populare, merg la muzică, fluierul, țambalul. Chiar ne-a fost foarte straniu că și-a ales așa instrument muzical, dar am mers în întâmpinarea lui, a vrut la țambal, s-a dus la țambal, învață țambalul. De 3 ori pe săptămână la fel merge la antrenamente la fotbal. Deci, practic, sunt ocupați zilnic. Ne bucurăm foarte mult că avem pe acești 3 băieți. Eu am fost una la părinți și tot timpul am dorit să am o familie mare și am mulțumesc că mi-a dat Dumnezeu și am această familie mare și sunt foarte bucuroasă și băieți. Vlăduță e mai ager, să știu că sunt mai liniștit, mai... Dar tot nu-și pierde el tactul, merge... Și Rafael tot îmi pare că să fie ca să știu că nu-i ca Vlad, așa el... Ne bucurăm foarte mult și dorim să fie sănătoși. Suntem vecini aici și când avem posibilitate, îi ajutăm și putem. Material nu, dar măcar așa, moral. Am înțeles că tatăl a fost mai mult timp peste hotare și cei 2 copii i-ați educat cumva singura. Când el a revenit, cum este de fapt să educi împreună un copil? Când umplam peste hotare, apă suna permanent. Adică când vin, adică vin, nu întreba și mai fac un alt, întreba când vin. Și când vin, eu permanent în braț și în braț și de. Și am tot
vedeam când suntem în fiecare zi de acasă, fiecare seară, este poveste de seară sau în șașchi. Ei să mergi numai înainte, el mergi în părți. Așa, în părți, înainte, nu mergi. Banul este niciodată nu se ajunge, dar băieți cresc și pe urmă, cât mai îmi cresc, cât mai rău să mai fac. Mai mică nu discurc, că să mă duci la lucru, un altă și vin singur aici. Și de tata am hotărât să ne găsesc un lucru aici, ne-am găsit și am rămas și tare mulțumit. Le-am dat Dumnezeu și pe Trilia, am mai înțelegeam cum scrieți copiii, că când eram psihotare soție, nu mai știe de... Am uite, mă înțeleg și eu cum scriești. Și cum vă pare? Nu e nică strașnic. Alți poate stiem, dar nu e nică. Pur și simplu, trebuie să-ți plac. Dar vă implicați, de exemplu, la schimbatul pampersurilor? Dar nu la pampersul, dar chiar când noaptea plânge, vrei mâncarea, mă scoși, ăla eu, și îi dau lumea mică la mâncare. Pe urmă, îl duc înapoi. Dorința de a-și vedea cum cresc proprii feciori l-au făcut pe Sergiu, tatăl copiilor, să ia decizia de a-și găsi ceva de muncă în Moldova, alături de cei dragi. Atunci când vorbim despre educația băieților, cum credeți, cât de important este implicarea tatălui în acest proces? Sigur că este un mare ajutor. Vreau să spun și mă laud că am un soț foarte bun, că mă ajută. Eu pot să-l las, pot să plec la magazin, pot să plec la piață. Soțul rămâne, eu stau fără grijă că o să-l hrănească, o să-l schimbă pampersul, îmbracă, îl dezbracă, nu sunt probleme. Când erau Vlad, Alexandru, deci, poate că eram mai tânăr sau nu știu, acum are și practică și nu este atât de frică. Am o nădejde în el și mă ajută foarte mult. Avem o gospodărie noi cu iepuri ne ocupăm și cu băieții că creștem iepuri. Vara, deam pește, la iaz ne ducem cu tăți. Părinții ne spun că le-au explicat copiilor că la iaz nu pot merge singuri, iar când vine vorba de animalele din curte, ei au deprins cum într-un mod sigur să aibă grijă de ele. Am fost tot timpul împreună, a fost sub supravegherea noastră, tot timpul m-am ocupat cu el, cu Vlad și pe urmă Alexandru. Făceam ocupații, de la 3 anișori am învățat chiar alfabetul, știau poezii. Cum au început să vorbească, am învățat rugăciunile, le-am altuit dragostea față de Dumnezeu și început cu rugăciunile mai simple, pe urmă acum știu și mai complicate. Îl rog pe Dumnezeu să împlinească dorul ce-l port în gândul meu, să-ți dea viață lungă, noroc și sănătate, să-ți răsplătească Domnul nespusă bunătate și bucurie multă și multă voie bună și viață lungă să ducem împreună, ca să mai vezi și mare cu rost la casa mea, căci nu sunt eu speranța și mângâierea ta. Și așa cum se întâmplă deseori în familii, bunieii sunt cei împliniți de pe urma bucuriilor de la nepoței. Cum spune Vlados, stăm cu dânsul de vorbă așa, dar el așa de se gândește. Adică eu mă uit, el se gândește așa, ea zice, și te gândești, și stai așa. Tătuc, eu mă gândesc când îmi dovedesc astea, în cosmos vreau să mă duc, să zbor. Polițist vreau să fiu, amon să fiu, să fiu soldat și mai multe altele. Deci, și eu mă gândesc, când îmi dovedesc eu asta? Dar eu îi spun, zic că el cu mâncarea cam slăbuț, așa, nu prea vrea să mănânci. Zic, în primul rând trebuie să mănânci bine. Tătuc, eu și așa știu că ai să spun. Le spunem să aibă grijă să nu-i ies fără supraveghere niciodată, tot timpul să fie, că așa au fost la mine, mămica cât a fost Amelia, fete mici, tot timpul mi-a dat povața asta că copiii să fie supravegheați. Las totul, nu trebuiește altceva nimic, dar copilul e cei mai mari bogății, cei mai mari avere. Și în primul rând copilul trebuie să fie supravegheat, pe urmă alte treburi. Dar așa cum în jurul casei întotdeauna poți găsi ceva interesant de explorat, Vlad, când a fost mai mic, a încercat cât de tare este grăuntele. Vlad era mic și se juca pe afară și vine și spune, dar
nici nu vorbea clar, încă era micuț, și spune păpușoiul nas, păpușoiul nas. Nu uităm cu mamica ce s-a întâmplat, de el a băgat un grăunte de porumb în nas. Și nu știam cum să-l scoatem, îi spunem așa, ieși suflă, nu înțelege, nu. Și am hotărât noi asta, o istorioară mai haioasă așa, o pană și l-am gâdelit și a strănutat. Și astfel am s-a eliberat năsucul. Este clar această atracție a copiilor către obiecte mici și este, nu știu, o caracteristică a multor copii de a face ceva cu obiectele mici care ajung în mâna lor. Fie să le bage în gură, fie să le bage în năsuc, fie să... Deci, obiectul mic în mânuța unui copil obligatoriu se va transforma într-un obiect care va pătrunde undeva, deci el nu rămâne acolo în mânuță, în majoritatea cazurilor. Și atunci, chiar este de o recomandare foarte importantă ca toți părinții să-și, care au copii mici, să atragă mare atenție la obiecte mici. Deci, efectiv, ca un fel de semnal. Am în casă obiecte mici la care poate ajunge copilul meu? Și acțiunea aceasta de curățire a casei, de obiecte mici, trebuie să fie una dintre activitățile cele mai importante în calitate de părinte. Este foarte bună grija și preocuparea părinților pentru faptul ce mănâncă copilul, cât doarme, cum doarme. Este foarte binevenită această preocupare a părinților. Însă, la fel, în aceeași ordine de idei, pe același palier, ar trebui să existe și preocuparea pentru siguranța copilului în condiții de casă, pentru că acolo își petrece majoritatea timpului. La moment, din păcate, între preocuparea pentru ce mănâncă copilul, cum doarme copilul, cum îl îmbrăcăm, și preocuparea pentru securitatea lui în condiții de casă, există o discrepanță foarte mare. Adică, rar vei auzi în discuțiile între tătici și mămici, atunci când în atenția lor este tema copilului, rar vei auzi să discute și aspecte legate de securitate. Și ar fi foarte bine ca să se transforme această securitate a copilului într-o temă de primă importanță alături de alimentație, după cum spuneam, și sănătatea copilului, să se transforme și securitatea într-o temă importantă pentru părinți. În familia Vrancean este foarte bine că experiențele acumulate în cazul acestei familii au fost doar ca niște semnale mici care ne-au amintit de regulile de bază. Este bine că respectă această regulă și este de apreciată ingeniozitatea dumnealor pentru că au încercat să rezolve cazul inteligent, cel puțin nu au încercat să bage obiecte în năsuc care ar împinge obiectul și, sau grăuntele și mai adânc. Cea mai bună metodă este explicația. Le explicăm și odată și de două ori și de trei ori, poate câteodată nu mai ai răbdare, nu mai, dar oricum, cu bătaie nu faci nimic și am înțeles. Poți să-i dai o palmă și el plânge și nu a înțeles nimic. Deci îi explici până să ajungă la copil, la mintea lui. Da, nu este corect, da, trebuie așa, uite așa, mamica are, cred că, mai bună idee sau tata sau... Și totul se face prin vorbă, prin explicare. Vlad și Alexandru se mândresc cu marea colecție de jucării pe care deja au pus-o la un loc mai înalt, ca să fie mai departe de Rafael, frățiorul mai mic. Mamica ne cumpăra, tatica ne cumpăra... Kinderi și am strâns. Dar care sunt tăile preferate? Care îți plăcă cel mai? Mie cel mai tare îmi plac că animaluțele este și mașina asta. Ei să le păstrat pe toate, erau încă mai multe, dar ca copii se joacă, le mai strică, le mai... Dar au grijă fiecare jucărie care să fie diferită sau să fie la fel. Strâng care sunt diferite, le pun acolo, ca un hobby, dar au interesul lor. Nu întâmplător în SUA, în Statele Unite ale Americii, jucăriile Kinder au fost interzise. Cu ce se va finaliza, va rămâne această abrogare, să zicem, această vedere legislativă, va rămâne în vigoare pentru mult timp sau nu, deși există și grupuri care contestă decizia, dar statul american a considerat că aceste jucării pun în pericol viața copilului, pentru că, într-adevăr, s-au întâmplat, există deja cazuistică cu copii care și-au pierdut viața
viața din cauza acestor obiecte mici care au pătruns în căile respiratorii, deci a provocat sufocare. Mă bucur și n-am auzit că la noi există astfel de cazuri, dar cea mai bună este prevenția. Nu trebuie să ni se întâmple un rău, este mai bine să-l prevenim. Deci chiar și jucăriile Kinder, care sunt o minune, și copilul meu de fiecare dată când merge la un supermarket, ceea ce își dorește este un nou Kinder, însă trebuie să avem grijă ce se întâmplă cu acele mici și minunate jucării din interiorul ouălelor Kinder. Dacă vorbim despre locuință, cum aveți grijă ca să fie sigură pentru creșterea copiilor? La noi copiii nu au fost lăsați niciodată singuri, am fost eu, a fost mămica mea alături de noi, a fost sora mea, acum este studentă, dar așa a fost mereu alături de ei, el era ca o soră. Și mereu a fost în preajmă cineva din maturi. Da, sigur că unele precauții aveam, deci medicamentele să nu fie, asta este ceva mai strașnic, medicamentele sunt sus unde, și eu trebuie să pun scaunelul ca să mă urc să iau, să ajung un medicament. Prafurile de spălat la fel sunt închise, nu au acces, deci nici nu au avut interes la așa ceva. Noi deseori știm să ne pedepsim copiii, dar mai rar să-i lăudăm. Voi îi lăudați? Tot timpul eu laud de atâta că să nu-i treacă gustul de zeci. Cât mai mult lauz, cu atât el are stimul ca să fac ceva lucru bun. Chiar și note mari și când particip undeva la un concert, sunt activ la fiecare concert, la fiecare sunt în scenă, particip, dansează, cântă și de fiecare dată ne străduim să-l laudăm ca el nu pentru atât să-i crească urechile, dar să înțeleagă că a făcut ceva bine, un lucru bun. Dacă vorbim despre profesia părinte, cât de grea sau ușoară este ea? Este o profesie grea. Este o profesie care cere foarte multă dăruire de sine și trebuie, tot timpul ești dăruit, ești toate sentimentele, toată dragostea ta trebuie să o oferi copilașilor, familiei și câteodată poate uiți și de sine. Asta este profesia, asta e... Este o profesie grea și responsabilă, foarte mare responsabilitate au părinții pentru a crește niște copilași sănătoși și deștepți. Este o mare responsabilitate. Este primăvară, în sfârșit ne bucurăm de vremea mai frumoasă și de zilele mai lungi. Însă primăvara multe persoane se plâng că strănut, le curge nasul, au ochii roșii înlăcrimați sau își simt gâtul inflamat. Aceste semne deseori sunt confundate cu cele ale unei viroze, dar de fapt indică prezența unei alergii. Cum facem diferența între o viroză și alergie de primăvară, ne va explica Ludmila Grițco, medic la Spitalul Clinic Republican Ignatenco din Capitală. У нашего ребенка появилась аллергия после Нового года. Copilul nostru a avut primele simptome de alergie după anul nou, când pe masă erau foarte multe dulciuri, în special ciocolate. Și după aceasta i s-a înroșit pielea. Ne-am adresat la medic, am făcut tratament, diete, dar așa și nu s-a tratat. Mai târziu a avut o angină și febră. Am tratat-o cu antibiotice, de la care alergia a revenit din nou. De aceea ne-am internat în spital. Manifestările clinice care pot provoca alergiile la copii deseori este prin manifestări respiratorii, adică prin strănut, rinoree. La unii copii manifestările sunt cutanate, adică pe piele apar eczeme, erupții, macule, care sunt însoțite cu un prurit puternic. Manifestări din partea tractului digestiv, prin diaree, grețuri, vărsături. Dacă mama a observat
a suspectat o reacție alergică la copii la anumite produse sau la anumite substanțe, trebuie imediat să adreseze la medic, la medic de familie sau la alergolog. Cel mai important alergen în cazul alergiilor de primăvară este polenul, adică particulele mici eliberate în aer de copaci, ierburi și bruieni în scopul de a fertiliza alte plante. Când particulele de polen sunt inspirate de o persoană alergică, sistemul său imunitar este supra-solicitat. Dacă copilul dumneavoastră nu a fost în mod oficial diagnosticat cu alergii de primăvară, dar observați simptome de alergie în timpul lunilor de primăvară, consultați medicul de familie. Acesta vă poate recomanda consultul la un medic alergolog pentru teste suplimentare. Specialistul alergolog poate face investigații pentru a depista alergiile, care presupune injectarea sub piele a unui mic eșantion dintr-un alergen diluat. Dacă sunteți alergic la substanță, zona în care a fost injectat alergenul se va umfla și se va înroși. O altă opțiune de diagnostic este testul radioalergosorbent. Acesta este un test de sânge care detectează nivelul de anticorp la un anumit alergen. Cu toate acestea, doar pentru că sunteți sensibil la un anumit alergen, nu înseamnă că veți prezenta simptome de alergie atunci când intrați în contact cu alt alergen. Testele pentru alergie sunt complet inofensive și conferă răspunsuri rapide. Testele sunt efectuate după anchetă clinică interprinsă de alergolog pentru a stabili oportunitatea lor. Tratamentul alergiilor în staționar durează de obicei de la 3 până la 5 zile, în dependență de starea copilului. Și după externare, copiii se iau la evidență la alergolog și continuă tratamentul de o lungă durată cu preparate antihistaminice. Cea mai bună metodă de prevenire a alergiei rămâne evitarea factorului responsabil. Deci dacă știm că copilul nostru este alergic la anumiți factori, evităm contactul cu aceștia. Restricțiile alimentare în cazul unor alergii presupun excluderea dulciurilor. Tratamentul alergiilor este diferit. Dacă alergia e de la puf, se schimbă pernele. Dacă e de la păr de câine, copilul trebuie ținut departe de animal. Dacă e de la praf, trebuie făcută curățenie zilnic în camere. Cât de mult nu v-ați iubi copilul, aveți nevoie să vă odihniți măcar o oră în săptămână de la acesta. Fie că ieșiți la plimbare cu soțul ori prietenele, trebuie să nu uitați să vă acordați o oră liberă doar pentru dumneavoastră. Psihologii ne spun că doar așa vom putea să ne stăpânim atunci când suntem prea încordați, ori să nu ne vărsăm în succesele asupra copilului. Cât de mult nu ne-am iubit copiii, oricum mamele ajung la o anumită perioadă când obosesc. Ce fac ele atunci? Într-adevăr, grija pentru copil, în marea majoritate a cazurilor, cade pe umerii mamei. Și se întâmplă deseori situații când mama este foarte obosită. Nu vreau să zic că mama se satură de copil, dar este obosită și reacțiile ar putea fi diferite. Ar putea să-și pedepsească copilul, ar putea să-și lovească copilul, să strige la copil dacă e vorba de relații cu copilul. Sunt deseori cazuri când mamele consideră că copilul este cauza că nu se împacă cu soțul, că din cauza copilului apar conflicte, că din cauza copilului m-am certat cu mama mea, cu părinții mei sau alte situații. De aceea este important ca în familie grija de copil să fie împărțită între ambii, și între mamă și între tată. Deci aici pot să fac apel la bărbați. Un bărbat care are nevoie de o soție integră, de o soție sănătoasă din punct de vedere psihic, de o soție liniștită, și sunt sigură că astfel de soție și vor toți bărbații, ei trebuie să ia inițiativa în mâinile lor pentru a-și ajuta soția în creșterea și educarea copiilor. Și atunci, responsabilitățile fiind împărțite, nu va fi atât de greu și obositor pentru mame. Nu vreau să zic și sper ca să nu existe familii în care mamele să-și abandoneze copiii doar din alte motive
și să-și neglijeze copiii. Deja aici merge vorba despre o educație incorrectă și despre o abordare a mamelor incorrectă. Iar pentru mame, vreau să zic că este important că ele să ceară ajutor. Nu întotdeauna o să se priceapă soțul ce trebuie să facă pentru ca să mă ajute și să-mi fie mai ușor mie. Nu întotdeauna o să-și dea seama mama care este la departare de mine că eu am nevoie de ajutor. Și atâta timp cât eu am să-mi asum singură toate obligațiile legate de casă, de gospodărie și de copil inclusiv, atâta timp nimeni nu o să-mi acorde ajutorul. În momentele când noi cerem ajutor de la soți, să știți că soții ne acordă acest ajutor. E important cum cerem ajutorul, în care mod și în ce mod cerem ajutorul, dar discuțiile, comunicările cu soțul și faptul că noi spunem ce așteptăm de la el, să știți că sunt niște lucruri foarte importante în familie și dacă soțul o să știe că eu vreau să mă ajute la spălat veselă sau la schimbat scuticul, el asta o să fac cu mare plăcere. Dacă vorbim despre timpul liber al mamelor, cât timp le-ați sfătui mamelor să fie în afara casei și a treburilor casnice? În special mamele care îmbină serviciu cu casa, cu familia, cu educația copiilor, să o zi în săptămână, să-și organizeze timpul liber detașată de familie. O poate face și cu soțul. Momente de intimitate să aibă cu soțul, să iasă la un film, să iasă la un ceai, la o cafea, într-un parc, la plimbare, însă să aibă momentele astea de intimitate. Poate sunt câteva activități pe care le-ați sfătuit mamelor să se relaxeze un pic? Implicarea femeilor, mamelor în activități plăcute pentru ei. Să meargă la cumpărături, să-și facă plăcut ceva, o achiziție plăcută pentru ele. Plimbările la aer liber sunt foarte bine, ascultarea muzicii, să vizioneze filme relaxante, de dragoste. Aceasta a fost emisiunea Părinți și Copii. Vă așteptăm în emisiunile viitoare. Pe curând!